Cântăreața Nicoleta Nucă, considerată una din cele mai bune voci din România, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, Alex Ursache, iar pe viitor vrea să facă o nuntă atipică organizată în Italia. Nicoleta a decis ca în marele eveniment să participe și pastorul lor din România. O să fie un preot baptist, protestant, mai bine spus, ambii suntem baptiști. Momentan, Nicoleta Nucă și Alex Ursache nu au fixat data nunții, însă au planificat ca aceasta să aibă loc în Italia. Cântăreața este extrem de fericită din cauza faptului că nu simte deloc nicio presiune din partea familiei sale. Acesta este planul, acum să vedem dacă reușim să punem la punct toate detaliile. Oricum, nu ne grăbim, nu este ceva deja stabilit. Încercăm să ne bucurăm de proces în sine, de faptul că oricum suntem foarte bine și așa, nu există de nicio parte presiune asupra noastră că trebuie să facem nunta. Clasicele presiuni cu care de obicei se confruntă multe cupluri sunt: când faceți nunta? Când faceți copii? La noi nu există treaba aceasta, ne bucurăm foarte mult de susținerea părinților și a prietenilor. Având libertatea să facem evenimentul atunci când o să simțim că este momentul potrivit. Un preot baptist o să oficializeze căsătoria, protestant, mai bine spus. Ambii suntem baptiști. O să meargă cu noi, bineînțeles, pastorul cu care suntem foarte buni prieteni, ne dorim să fie acolo. O să plecăm frumos cu toată gașca. În general, toată gașca de invitați, în mare parte, o să vină de aici. Mai sunt doar părinții mei, mama este în Italia, tata este în Anglia, doar ei sunt de pe meleaguri străine, a spus Nicoleta Nucă într-un interviu exclusiv pentru ego.ro. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Hrana Ta!